Salutare, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu. Suntem în cultura de roșii. Ceea ce vedeți pe jos este o folie contra burienilor. Sunt mulțumit deoarece îmi păstrează umiditatea în sol și îmi stopează creșterea buruienilor. Sistemul de udare, haideți să vedem, este făcut foarte simplu cu dintr-un furtun în care am pus aceste diuze. L-am găurit și am înfipt aceste diuze, se reglează foarte frumos. Sistemul mi l-am programat să-mi pornească spre dimineață pentru a nu uda cu apă rece din sursa de apă. Și crea un șoc termic plantelor. Deci în timp ce eu dorm, grădina mea se udă. Și haide să luăm practic o roșie. Nu sunt stropite, nu sunt tratate. Cum le-a lăsat Dumnezeu? Asta mai merge un pic coaptă. E o sare după mine. Asta este sare de mină neiodată, Doamne ferește. Nu folosiți sare iodată, că vă tâmpiți de tot. Așa este o roșie proaspăt culeasă. Uite, are așa semințe coapte, maturate. Coapte, maturate, un pleonasm. Mă rog. E numai pomenit-o. E mai natural atât ce poate fi. Ce poate fi. Bun, și acum așa ca desert, după ce am mâncat o roșioară. Asta este un smoking aclimatizat de mine. Undeva unde iarna sunt temperaturi și de minus 20 de grade. Și după cum vedeți, a crescut mare și frumos, fără nicio problemă, dar vreo 5 ani m-am chinuit. Hai să luăm și o smochină. Nu este foarte coaptă pentru că pe majoritatea le-am cules. Și le-am făcut un sos chutney și o dulceață. Eu nu vreau să politizez, dar îi băgăm măsa pe globaliști.
Mulțumesc frumos pentru vizionare, toate cele bune!